Și acum, divine femininele, mi-am vopsit părul, mi-am dat cu ruș, cu tot pe, da? Dar înainte de luptă, de când mă știu, așa făceam și plecam în lume, nu știam în ce vis mă bag. Subconștient știam că ies la o luptă undeva, în programele vechi. Și acum, nu bagi mâna în foc, că nu particip în războiul care se dezlănțuie oriunde ar fi, că s-a dezlănțuit, că e acum, că va fi, da? Aducem Divine Masculinii acasă. Îi trezim din visul lor urât frumos, că băiețelor le place. Le-a plăcut tot timpul să se joace de războiul de mici și eu m-am jucat la grădiniță când eram, am programelul că m-am tot jucat de războiul și știu că am și căzut, m-am lovit foarte tare, nu mai puteam respira, cine știe în ce lume am sărit, ok. Aducem băieții acasă, divine femininele. Da? Imaginează-ți o revoluție contemporană, cum îți gagicile? Ceva de genul. Asta înseamnă aranjate. Așa. Machiate tare, și cu puștile și cu pistoalele și cu, da? Revoluția. Bă. Războaiele și așa mai departe. Acceptă toate astea. Da? Că sar din una în alta. Nu poți pleci mai departe până nu accepti. Accepti înseamnă că, aha, moment, bun. Aducem băieții acasă, cum? Ei luptă acum, bine, mersi, toți. Fiecare divine feminin are divine masculinul într-o luptă sau alta băgat. În orice scenariu posibil și imposibil, da? Acceptă. Nu că eu nu, că la mine nu se aude războiul, că eu nu, da? Nu bagi mâna în foc. Bun. Cum îl trezești? Îi spui pe nume. Îi spui pe nume tare. Cum ai fost tu trezită? Cine știi tu din ce război ai fost scoasă? Ners? De el. Da? Pe nume. M-a strigat de câteva ori. Mă trezeam în călduri noaptea, da? Îl trezești pe nume. Știi deja cine e, da? Îi spui pe nume. Și spui să se trezească. Da? Și vorbești cu el, că ai grijă, că îl așteaptă casa și acasă îl aștepți tu și are de toate și să nu-și mai facă griji și să nu umble prin lume după una alta cum e de fapt construit el, divine masculinul, da? Să facă, să dreagă, să găsească, să aducă, are tot, da? Pe nume și trezește-te, iubitule, trezește-te, da? Pe nume, da? Trezește-te. Ok, chiar dacă e lângă tine și tu nu înțelegi ce se întâmplă sau cât de cât înțelegi, da? Și se uită prin tine. El e în alt vis, da? Adu-l acasă.